Salutare, salutare! Bună ziua! Astăzi, cred că este ultimul vlog aici în Malaysia, pentru că am găsit altă soluție de a pleca de aici. Așa că am cumpărat biletele și avem zborul poimâine. Nu vă spunem că unde, că să nu se anuleze iar. Da. Da. Așa că o să vă luăm puțin cu noi pe aici. Uite, vreau să merg să îmi cumpăr o pereche de Adidas. De fapt, Alina vrea mai mult decât mine. Și pe lângă treaba asta cu plecatul și cu Adidas și cu plimbatul și e ultima zi aici, nu-mi place așa să spun sau să mă laud cu chestia asta, dar este ziua mea și o petrec acum alături de voi. A făcut 36 de ani. 36 de ani, hai că nu o fi chiar așa. Da. Haideți să petrecem, haideți să ne plimbăm. O să mergem acum la magazinul de lângă de aici. Nu, 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 greșești. Este mai înainte și în stânga. Mi-am luat cafeaua de la Gloria. Și avem magazinul acela Sport Direct. Chiar aș vrea să găsesc o pereche de încălțăminte mai... să fie mai ușor. Mai ales că o să avem un zbor foarte lung. Și mi-au mai rămas buni o pereche de încălțări care sunt destul de grei, de groși. Da, și... vreau să vă mai spun și de... doar un pic așa despre problema aceea cu zborul, că... o să fac un vlog dedicat în care o să explic de ce să vă feriți în următoarea perioadă, de ce companii aeriene să vă feriți, cel puțin eu de Turkish Airlines nici nu mai vreau să aud. Mi-au luat $2000 și după ce au anulat zborul, au încercat cu toată puterea lor să facă în așa fel încât să nu-mi dea bani înapoi. Au vrut să-mi ofere vouchere, chiar fiind și mai consistente, și am refuzat. A fost foarte greu, am stat 6 ore în conversații cu ei și într-un final nu am închis telefonul până când nu am văzut confirmarea pe e-mail cum că îmi returnează banii. Doar că durează 60 de zile până când eu voi vedea banii. Până la 60 de zile. Așa că aveți mare grijă, pentru că vă dau un exemplu. Dacă cumva... Nu putem să aversăm. Dacă cumva aceștia erau singuri bani, ce se întâmpla? Rămâneam aici fără nimic. Și ei spun we are sorry, we are sorry. Nu se poate așa ceva. Da. Vorbim în alt vlog mai în detaliu, o să vă arăt mai multe și biletele și anulările. Chiar vreau să aveți grijă în următoarea perioadă și mai ales dacă aveți concedii planificate. Ce se întâmplă, frate? Nu înțeleg. Ca să vă arăt și vouă. Dar nu ne lasă să trecem deloc. Este un polițist în intersecție. Semaforul a fost verde până acum. De două ori. De două ori a fost verde și noi încercăm să traversăm și nu reușim. Ca la noi, când e polițist în intersecție, jale. Traversăm pe roșu, că domnul polițist a plecat. Gata, am ajuns la Sport Direct. Și să vedem dacă
dacă îmi găsesc ceva. Vă arăt ce cadou. Ce cadou mi-am făcut de ziua mea. N-am putut să vă arăt dinăuntru pentru că a venit un nene paznic care era așa puțin mai vigilent și zice: nu aveți voie să filmați. Da, asta e. Mi-am luat Adidas, o să vi arăt când ajungem acasă. Stăm liniștiți să vi arăt. Am aruncat cutia și i-am băgat în ghiozdan. Acum am zis să mergem să mâncăm ceva, o să mergem în acel loc unde am făcut filmarea 360, știți voi, unde ne-am gătit singuri cu ramesele acelea cu grătar. Și am zis că de ziua mea să mâncăm acolo. Alina, ce faci? Îi dau un mesaj unei prietene scumpe mie, că ți-a zis la mulți ani. Este vorba de iubita lui Cosmin, colegul meu din liceu. Foarte frumos, mulțumesc. Uite, am primit un la mulți ani pe telefonul Alinei și Alina răspunde. Vedeți? V-am spus că eu am aici, am om pentru tot. Am om care îmi ține cafea, om care îmi răspunde la mesaje. Ce să vă zic? Sunt de nu se poate. Nu, că ea mi-a trimis mie mesaj. Păi da, da. A mi-a trimis mie mesaj și mi-a zis la mulți ani pentru soțul meu. E? Altceva? Da. Hai să mergem ușor așa. Voi știți pe aici că v-am mai arătat. Ne gândeam așa azi să vedem pe unde mai putem merge, dar nu, chiar nu mai avem unde. Nu. Ni s-au terminat resursele de plimbare. Am mai încercat un loc care tot este închis, un acvariu aici, mișto, la Petrona, acolo jos, există un acvariu foarte mare, dar ghinion, e închis. Și n-avem ce să mai facem. Azi o să luăm asta de ziua mea și nu mâine, poimine plecăm către, nu vă zic încă, o să fie un vlog frumos de călătorie. Cum ne place nouă, da? Cu zboruri, cu peripeții, cu tot ce trebuie. Bine, peripeții mai puține, sper. Da, sperăm să n-avem. Da, și când ajungem acolo, deja am rezervat hotel, să vedeți unde m-am dus. Dacă deja am luat o anulare de avion și momentan am rămas fără $2000, am luat acest zbor care ne-a costat $2900, dar dacă se va anula și acesta, atunci chiar că rămân pe străzi aici. Dar știți cum am făcut acum? Ca ruleta rusească. Auziți? Cred că frumos din partea mea ar fi fost acum să mă opresc să cumpăr un trandafir de la nenea ăla pentru Cezar, că e ziua lui. Nenea, pe bune, dar uite, arată-le și lor că... Arată-le astfel că ăia, e noștri, mă. Vroia să-mi iau un trandafir. Da, și dacă mi se anulează și zborul ăsta, chiar că am băgat-o pe mânecă, pentru că nu sunt vreun milionar. Și am jucat exact ruleta rusească. Acum să vedem. Am rezervat până și hotelul în țara cealaltă. Vă dați seama ce ar fi să mi se anuleze. Pierd și zbor, pierd și hotel, pierd... Dar să vedem. Da, aici ne-au când... mai oprit de vreo două ori și ne-au pus să închidem camera că nu avem voie să filmăm în mod. Da, dar atunci... noi o să filmăm că... O să mai încercăm să filmăm. Atunci cu camera 360 am filmat că aia e o cameră tare dubioasă. Adică nu știe nimeni ce e aia. O vede pe un nebun care se plimbă cu un băț prin mod. Și asta e partea bună. O să vedeți și la... Acum la calitatea imaginii, în momentul când mergem, când ne deplasăm, ar trebui să nu mai tremure foarte mult imaginea, pentru că am luat un gimbal pentru camera de acțiune. Și uitați, eu acum mișc camera foarte tare și ar trebui să nu mai tremure. Vedem. Pentru că dacă ni se leagă totul și ajungem unde ne dorim, o să urmeze câteva luni, repet, câteva luni de vlog de călătorie din era intens, frumos, cum ne place nouă. Ne vedem
puțin mai încolo când ajungem la restaurant. Gata, iată-ne la grătar. Nu știu de acolo cum o să te auzi, că microfonul e destul de departe. Am nimărit ceva tare în orezul ăsta, dar e bun. Dă-te așa că a venit grătă. O încercare nereușită de a ne pune în funcțiune grătarul. Puțin să-l ajut un pic, că a deplasat asta de aici. A venit și asta de aici. Bine, nu știu de ce, că asta nu frige încă. A, pe asta e... Aici ne-au adus primatură. E rânduită, ia, mai face o încercare. Nu o să mai las filmarea pornită când facem tot grătarul, că deja ați văzut și na, chiar nu vreau să vă plictisesc. În schimb, vreau să filmez câte puțin, să mă simt și așa bine că sunteți cu mine de ziua mea. Că am echipă mare. O să pun clipul azi când ajung la apartament. Ca să, încă să mai fie așa, să mai fie în vigoare data de 8 iunie. Și să începem pregătirile, să începem bagajele, că trebuie să plecăm. Am luat un hotel lângă aeroport, pentru că aici noaptea transportul în comun nu circulă și nici Grab-ul. Adică acel Uber, să zic așa, începe să funcționeze de la ora 6 dimineața și noi avem zborul la 7, deci ar trebui să fim la aeroport undeva la ora 4 și nu avem cum să ajungem pentru că nu avem cu ce. Atunci am găsit un hotel lângă aeroport la 4 minute și putem să mergem și pe jos dacă acel hotel nu avea transfer, dar au serviciu și de transfer și sperăm să fie totul ok. Niște legume la grătar. Înainte de carne, pun legumele. Ia să vedem ce ne pregătește Arina. Eu așa am învățat. A pus legumele. Auzi, din toate legumele astea, dacă le adunăm așa, adunăm și carne, poate facem un tort. Un ce? Poate facem un tort. Carnea, legume, nu știu ce, le punem una peste alta și aia e. Ce repede se miște gimbalul ăsta, cum dau un sus jos, cum fuge camera. Da? Hai să le spune și lor ce am luat. Am luat așa vită. Da? Da, e numai vită aici. Am luat vită, două porții de... Asta ce e? Ceapă de porc? Ce ți-a dat aici? Nu știu, e ceva de porc. Nu, e mai degrabă bacon. Și pui, două porții de pui și niște creveți. Da, eu sunt fan creveți și abia aștept să mă tăvălesc cu ei în farfurie. Și aici am luat eu de la legume. Și ce sunt astea? Cred că sunt niște pachete de cartofi, pane, nu știu ce să zic. Da, seamănă cu cartofi. Da. Da, e un pachetel de cartofi cu legume, pane, ceva din cu alte legume. E foarte bun, e gustos. Și sake, uite. Să vă arătăm că am comandat din nou sake. Da, acum de ziua mea merge un sake. Toate că am zis că nu mă dă pe spate, dar altceva nu avem aici. Avem de bere,
eu nu sunt băutor de bere și o gum nu mai aveau. Dar sunt neberbirit. Știți că mă barberesc înainte să dezbor? Că nu vreau să par dubios. Mai ales că mergem într-o țară unde nu prea trebuie să par dubios la aeroport. Și trebuie să fiu fresh ca să ne primească în țară. Vedeți că acum, da, imediat. Acum să zicem că am rezolvat-o cu biletele. După aia urmează primul zbor, după care avem transfer, mai avem un hop și la transfer, să nu care cumva se anuleze. Iar după aceea mai avem încă un hop în țara unde intrăm, să ne și primească. Aici e problema. Chiar dacă țara e deschisă, e posibil să, nu știu, să le se pună pata pe ceva, să zică, bă, veniți din Malaysia și nu ne place, nu știu. Și aici mai avem, deci sunt trei hopuri. Asta în situația în care nu ni se anulează biletul de zbor. Și de-aia am și fața asta așa puțin mai, nu prea mai sunt așa pe glume. Că, da, am dormit și foarte puțin zilele acestea, am stat doar în telefoane. Mai ales turcii m-au scos din minți și încercarea lor de a mă face să nu cer bani înapoi și să cer vouchere. Asta este un abuz mare, mare de tot. Însă puteți să citiți și voi, o să găsiți, există o lege la nivel mondial în care scrie că în perioada aceasta de pandemie sunt obligați să-ți returneze banii în caz că ei anulează. Deci țineți minte care mai sunteți în situația asta și o să vă spună să primiți vouchere, refuzați. Dacă deja ați primit și ați acceptat voucherele, atunci rămâneți cu voucherele, da. Da, ideea e că găseați informațiile astea, trebuie doar căutate. Nu o să vă spună nimeni, mai ales de la compania de zbor. Vedeți că, nu, ei încearcă să te facă să renunți. Sunt easy money aceștia pentru companiile de zbor, da? Bani făcuți ușor. Sunt, bine, unele companii, acum nu cred că toate sunt așa, dar cel puțin turcii, deci nu vreau să mai aud în viața vieților mele de compania aeriană turcească. Da, poți să pui vita. Hai să preparăm. Mi-a luat Cezar și mie. Uitați-vă, sunt comande. Un fel de porc. Este porc, dar nu știu exact din ce parte a porcului este. Dacă este ceafă sau dacă e cotlet, nu știu ce este. Deci este sunt niște felioare de porc cu un sos pe el. Este extraordinar de delicios. Foarte bun. Foarte, foarte bun. Și tocmai pe astea, uitați-vă să mi le comande. Am luat o porție și de acest fel de porc. Este extrem de subțit bucățile de carne. Da, și foarte subțit. E puțin frică atunci când le întorc de pe grătar, să nu le rup. De fapt, asta am pățit cu friptura de vită, că nu ai cum, că sunt foarte subțit. Și șansele sunt slabe să le iei de pe grătar întregi.
ca să nu știu că sunt așa, sunt subțiri, se fac foarte repede, da. Și sunt foarte, foarte fragile. Da, se pare că porcul e puțin mai rezistent față de vită. Da. I-am zis da lui băiatul ăsta, de parcă m-ar fi înțeles. Da, învățată la români, da. Să vă arăt puțin cum funcționează aici treaba cu, că nu v-am arătat cum se treaba cu comanda, cum comanzi. Da. Hai să întorc camera. La fiecare masă avem acest carnețel. Și pe fiecare carnețel uite așa, avem așa. Aici este partea de băuturi, cocktailuri, înghețată și pur și simplu spui, vreau una de asta, una de asta la mâncare. Îți poți alege, avem așa, de la vită, porc, oaie, pui, fructe de mare și fiecare porție conține 3 felii. Și aici spui, vreau de la beef, am bacon, ribeye și stripolin. Și mi-aleg, vreau o porție de bacon, una de ribeye. După aia la porc, avem porc bacon, porc belly, porc collar, la fel, vreau unul din ăsta, unul din ăsta. Și după aceea vine băiatul cu acele farfuriuțe micuțe, acele castonele, unde sunt câte 3 felii din fiecare produs pe care l-ai comandat. Da, de exemplu, aceasta este o porție de creveți. Poți să comanzi câte puțin, nu comanzi câte 3 porții de fiecare, pentru că e foarte mult și o să rămână. Și poți să-ți comanzi, de exemplu, să zicem că îmi iau o porție de ribeye de vită, mai iau o porție de ceva de pui, iar după ce am mâncat și simt că mai pot sau că mai vreau, mai comand din nou și ți aduce. Prețul este același, este un singur preț. 49 de lei. 50 de lei de fapt. E 49 de lei în weekend, iar 39 de lei în săptămână. Da. Și poți să comanzi de câte ori vrei. Ei ce spun, nu comanda prea mult, adică să risipești mâncarea, dar nu la modul că nu poți să comanzi cât vrei. Să nu comanzi din prima foarte mult, că na, după aia ei nu mai poate să refolosească carnea care deja a stat lângă căldură sau trebuie să o arunce și e păcat. Și atunci îți comanzi câte puțin, mi se pare foarte, foarte mișto. Vine imediat, ți-o aduce imediat. Mă apuc de făcut creveți acum. Cum te simți la 36 de ani? Exact ca la 36 de ani. Mă simt? Simți că îmbătrânești, este? Nu. La 36 de ani mă simt ca în fiecare an, când este ziua mea. Adică mă simt la fel ca de la când îmi aduc aminte până acum, adică mă simt mereu ok, mă simt fresh, nu mă simt că, cum zic unii, doamne, îmbătrânesc, că mai fac glume și eu, dar nu, mă simt tot un, până înăuntru tot ca un copil așa, tot ca, parcă nu s-a schimbat nimic, nu? Vorbesc când nu s-a schimbat nimic în momentul când vine ziua mea, mă simt la fel, ceea ce e bine, cred. N-am chestii de alea că, aoleo, ce am îmbătrânit, că nu știu ce. Ce trec anii? Nu. No. Mă simt super ok, super bine. Gata să continui călătoria.
Alina s-a suit și ea în barcă. Ai. Păi da, nu am de ales cu unul ca tine. Tu te-ai suit în barcă și ai început să dai la vâzle până nu mai poți. Și când nu mai poți, mai poți un pic și tot așa. Și chiar dacă treci de o stâncă și te mai și lovești de stânca respectivă, mai rău te... mai rău te înrăiește, mai mult vrei și mai mult. Sunt căpus. Te bucuri, fericită, te bucuri tu cu mine acum să dai un noroc? Da. Haide. La mulți ani să-mi trăiești. Mulțumesc. E ok. Deci am mâncat două persoane ce am vrut și cât am vrut. Am avut un ceai la un litru și da, și un sake, o băutură alcoolică tradițională japoneză. Mi se pare foarte ok. Acum ar fi vorba între noi, să-ți faci ziua cu 150 de lei. E bine? Da. Să așteptăm băiatul să vină să-i plătim. Nu, no, mai că să vedem și partea bună, dacă eram acasă trebuia să dau de băut. Acum avem voie. Nu, acum pe 8 iunie avem voie. Bine, nu le număra nimeni, că nu făceam cu gălăgie. Noi suntem așa mai pe mute. Îi fentam. Nu, eu oricum nu fac, niciodată n-am făcut cu tam-tam cu gălăgie. Îmi place așa, la grătar, la socializare. A, dar stai că socializarea este interzisă acum. Mergem spre casă, o să mai coborâm până la magazin. Să-mi iau o cutie de suc ceva și să... Ok, thank you. Thank you. Da. Și să începem să împachetăm ușor, ușor, trebuie să împachetăm. Pentru că mâine trebuie să plecăm după amiază, o să mergem la hotelul de lângă aeroport. Să stăm acolo și trebuie să împachetăm din seara asta. Avem destule. A, încă ceva, când ajungem acasă, o să vă arăt, v-am promis că vă arăt adidasii. O să vă spun și cât au costat și ce reducere am primit. Am trebuiau niște adidași frumoși pentru drum, că ăștia zici că sunt... Zici că mă încalz cu cărămizele, cu bolțare. Sunt bun, dar o să mă deranjeze pe durata zborului. Să pare și mi-am luat și eu. A făcut ieri, a făcut Cezar cu dinainte de ziua lui. A făcut, cum să zic eu, cinste. O pereche de adidas. Ne vedem un pic mai încolo, când ajungem acasă. Sau, după cum v-am obișnuit, dacă apare ceva interesant în drumul spre casă, apăsăm rec și vedeți ce vedem și noi. Gata, am ajuns acasă. Scuzați puțin dezordinea, dar noi suntem în pregătiri pe pas de plecare. Și v-am promis că ajung și vă arăt ce am găsit. Cutia de la Adidas am lăsat acolo, să nu credeți că... Am luat de-aia nașpa. Am lăsat acolo pentru că am vrut să-i pun în ghiozdan să fie mai ușor. Și... Am cerut o pungă și nu mai aveau pungi la vânzare și n-am. Vreau să merg prin oraș cu cutia de Adidas. Așa că am ales să-i băgăm în ghiozdan. Uite. Ăștia au fost cu 33% reducere. Și am dat 190 de lei. Sunt ușori, sunt o talpă foarte, foarte moale în interior. Cezar i-a probat, a zis că se simte bine în ei. Da, tot ce era de la Adidas
era, avea o reducere. Da. Dacă cumpărai, de exemplu, singur produs de la Adidas, avea o reducere de doar 30% la produsul respectiv, iar dacă cumpărai trei articole de la, tot de la Adidas, tot de la Adidas, aveai o 50%. Reducere de 50% din toată suma. Da. Da, v-am spus, i-am luat pentru drum, că na, sunt mai ușori. Așa, și suntem gata de drum. Părăsim Malaezia. Sper să reușim să o părăsim, să vrea să ne lase să plecăm fără probleme. Și... A, uite, vrea și Elena să vă arate. Am zis că mă laud cu Mickey Mouse. Ei, nu sunt o anume marcă. I-am luat din IDM. Am dat, IDM pe ei, am dat pe ei 80 de lei. Da. Ei mi-au plăcut foarte mult. Sunt comozi, au o talpă foarte moale în interior. Comozi, nu sunt groși, nu sunt... Sunt foarte buni. 80 de lei. Merită. Da. Da, și ne apucăm de împachetat. Avem mult de împachetat. Și mâine pe la ora 3-4 după amiaza ne îndreptăm către hotelul de lângă aeroport. După care ne odihnim puțin și la 4 dimineața ar trebui să fim în aeroport. Pentru că dacă zborul e la 7, zic că să fim mai ales cu perioada asta în care se fac multe controle, așa, să fim undeva pe la ora 4, zic. Da, să ajungem cu câteva ore înainte de decolare. Și avem undeva la 25 sau 26 de ore. O să stăm în aeroportul din Japonia, o să stăm o oră jumătate, după care zburăm mai departe. Și următorul vlog va fi din aeroport puțin. O să filmăm așa toată plecarea și tot drumul nostru. O să continui așa, că s-a supărat gimbalul pe noi. Nu, m-a supărat baterie? Nu, are baterie, dar cred că stă într-o poziție de camera. S-a supărat gimbalul pe noi și a făcut așa. A zis, mamă, lasă-ne, gata, am înțeles că plecați, că nu știu, gata, hai, la somn. Poate... Plictisit. Da. Da, exact așa a făcut gimbalul. Hai, mă, las. L-am plictisit. Da. Bine. Da. Ne vedem în călătorie pe aeroport și vedem ce peripeții avem. Sper să nu. Sper să fie un vlog doar să vă spunem că suntem fericiți că o să călătorim și suntem obosiți din cauza călătoritului. Atât sper să vă spunem. O să încercăm să facem și niște poze, vedem, poate pe drum așa o să prind un pic de, nu știu, sper, niște Wi-Fi, niște, să mai pun și pe Instagram da. O poză, două, poate un Insta Story, nu știu, nu promit pentru că nu știu cine va aștepta. Dar între timp voi puteți să ne dați un follow pe Instagram, să vă abonați la canalul nostru dacă n-ați făcut-o până acum, ne-ați ajutat foarte mult. Un like, un subscribe, am spus, nu? A zis. Bravo! Și puteți să căutați și pagina noastră de Facebook, care se numește la fel tot ca Caesar și canalul, ca și pagina de Caesar Instagram. Caesar Show peste și tot. Caesar Show. Peste tot Caesar Show. Și pe Insta, și pe Facebook, și pe YouTube, peste tot. Subscribe, puteți să ne dați un like la video ăsta, dacă vreți. Și vă place. Vă face plăcere. Și vă promitem, e promisiune, adică și eu mă țin de promisiune, că doar în cazul că totul merge bine și ajungem unde ne-am propus, o să urmeze câteva luni intense de vlog. Pa! Frumoase și obositoare în același timp. Pa! O seară frumoasă!